9 martie Lucrând cu înțelepciune Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Proverbele 2 cu 1, 2 și 5 Dumnezeul nostru este întotdeauna plin de milă și înțelept în toate cerințele sale. El nu ne cere să mergem pe o cale care va duce la pierderea sănătății noastre sau la slăbirea puterilor minții. El nu ar dori să lucrăm sub presiune până la epuizare totală și la cădere nervoasă. Domnul ne-a dat capacitatea de a gândi și se așteaptă să o folosim și să lucrăm în armonie cu legile vieții pe care le-a pus în ființa noastră, respectându-le ca să putem avea constituție echilibrată. Revie în Herald, 7 noiembrie. 1893 Disciplina intelectuală Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Proverbele 2 cu 6 și 7 Un stil de viață greșit afectează creierul și împiedică realizarea țintei tuturor studenților, o bună disciplină intelectuală. Tinerii nu pot fi niște studenți plini de succes decât dacă sunt bine familiarizați cu învățăturile privitoare la modul de îngrijire a trupului și a minții. Nu studiul constituie cauza principală a epuizării intelectuale, ci dieta necorespunzătoare, mesele neregulate, lipsa exercițiului fizic și nerespectarea diferitelor aspecte ale legilor sănătății. Noi îi putem cere lui Dumnezeu cu credință să ne binecuvânteze eforturile. Numai dacă facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne păstra sănătatea. Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, pagina 299.